Numai că, de data asta, nu prea s-a purtat ca un gentleman. Fiecare episod al relației dintre Alex Pițurcă și Cristina Ih ne-a ținut în suspans și ne-a lăsat cu gura căscată. Fiul cel mare al lui Victor Pițurcă și Angelina Jolie de România au fost din nou protagoniștii unor momente incredibile. S-au îmbrăcat ei frumos, s-au asortat ca un cuplu model și au ieșit la restaurant cu prietenii. Acolo i-au surprins și paparații spynews.ro. Deși seara se anunța una de vis, PC Junior a reușit să transforme totul într-o situație jenantă. De ce spunem asta? Ei bine, după cum puteți observa și în imagini, înainte de a intra în restaurant, în loc să demonstreze că este un gentleman și să își ia iubita de braț, fiul lui Victor Pițurcă a făcut fix pe dos. Fostul fotbalist a coborât singurel din mașină, tare încruntat și nemulțumit. Fără să țină cont de nimeni și de nimic, Alex Pițurcă i-a reproșat Cristinei Ih că nu a parcat bine. Ei, și asta nu este tot. După ce și-a certat iubita, Piții Junior a grăbit pasul și s-a îndreptat către intrarea în local, fără să-i pese că ea a rămas în urmă și abandonată. Și uite așa, abia după ce a mers singur mai mulți metri, Alex și-a adus aminte de Cristina Ih. Apoi s-a oprit și a așteptat-o. Gentleman! Te porți mereu ca un gentleman. Vreau să te am, vreau să te am. Gentleman! De îndată ce a intrat în restaurant, Alex Pițurcă și-a schimbat radical comportamentul. Din bărbatul nemulțumit, Piții Junior s-a transformat rapid într-o persoană veselă și pusă pe glume. Ba mai mult, el chiar a reușit să o facă și pe Cristina Ih să râdă și să îi ierte comportamentul de mai devreme. Iubești? Da. Nu se vede? Ba da, radiez. No, mulțumesc, mulțumesc, da. Sper să o iubesc în fiecare zi din ce în ce mai mult. Și totul mă stingi. Tu m-arunci și totul mă...